Care-i gașca? Prietenii mei buni. Ai mai fost la garduri? La garduri nu e prima oară. În niciun moment al vieții tale? În niciun moment al vieții. O coadă să intri undeva? Nu. Cu jandarmii? Nu. La un protest? Nici măcar la meciuri, nu. Nu știu. Am intrare liberă. Ai intrare liberă la meciuri? Da. Ești super fan? Da. Ce echipă? Dinamo. Oh! Ștefan o să-ți dea un da, uite așa, strănutând. Da, sper. Nu-mi este frică de jurizare. Ștefan Bănică, pot să zic că este dinamovist de-al meu. Mă laud cu lucrul ăsta pentru că am văzut că și el se laudă și suntem mândri de echipa noastră pe care o susținem, mai ales că suntem microbiști și de PCH, de galeria minunată pe care o are echipa Dinamo. Și mă simt pregătită pentru scena X Factor și abia aștept să ajung acolo. Bună! Să facem prezentările. Mare fan fotbal, mare fan Dinamo. Așa este. Am mai rămas 4 în București. Deci nu uita, au, Ștefane, tricou. Du-te pe scenă, noi rămânem aici ca băieți. Hai, te aplaudă, baftă! Seara, domnișoară, te numești? Seara. Și foși Alexandra, Xandra. Cu cine ții? Cu Dinamo. Ești de-al meu. Liniște! Bravo. Bravo, bravo, bravo. Aș fi vrut să-ți dau un da, dar nu se poate. Faci parte din galeria lui Dinamo al nostru? Nu, dar toți sunt prietenii mei. Și pe calea aceasta vreau să-i salut și să le mulțumesc că de fiecare dată mă susțin în orice fac. Că te susțin pentru că la ora actuală galeria lui Dinamo e cea mai tare galerie din țară. Așa este. Și cea mai unită. Încă o dată, 2-3 și. Dar vezi că asta nu te va ajuta cu nimic. Dinamo și galeria lui Dinamo nu o să te ajute cu nimic la X Factor. Doar am vrut să spun că simpatizez cu tine din punctul ăsta de vedere. Scoate-i tricou! Bănic, arată-i tricou! Arată-i tricou! Și astă seară ce cânti? Believe, Share. Share. Alexandra, care e câine până la moarte, ne va cânta I Believe, Share, baftă mult! Mulțumesc!